timp. Este o pistă cheie. Cred că dacă cheia stă, după părerea mea, în conturile lui Gheorghe Dincă. Și știți cum mi-am dat seama de asta? Citind declarațiile familiei lui Gheorghe Dincă. Întâmplător, colegele mele de aici de la Antena 3 au făcut rost de aceste declarații în exclusivitate, Adina Anghelescu și cu Berta Popescu. Iar când te uiți, e o mare problemă acolo și trebuie să aflăm de unde primea bani Gheorghe Dincă, pentru că el avea foarte mulți bani în conturi și primea tot timpul bani. De ce vă spun că este important să aflăm de unde primea bani Gheorghe Dincă? Pentru că e posibil, sau cel puțin din surse la vedere, să nu fi primit de la soție. Pentru că, vă arăt imediat, soția, deci avem așa, declarația unui patron de casă de amanet, care a zis inclusiv public faptul că Dincă primea la Western Union bani, dar acest patron de asemenea a declarat pentru jurnaliști că nu l-a întrebat nimeni de aceste sume de bani. N-a venit nimeni să-l întrebe, domnule, ce bani primea, adică niciun anchetator în sensul ăsta, l-au întrebat, l-au găsit jurnaliștii. Și că zicea omul, domnule, ar trebui căutat dacă nu cumva primea și la MoneyGram și așa mai departe. În același timp însă, din declarația fiicei dată în fața anchetatorilor, spune în felul următor, atenție. Mama mea, Dincă Elena, din motive de sănătate, a renunțat la munca din Italia și s-a întors în România, locuind efectiv la adresa tatălui meu. Deci, soția lui Gheorghe Dincă spune că ea îi trimitea bani din Italia pentru că muncea acolo și vine fiica și spune, domnule, mama nu mai muncește. Deci aici, clar, trebuie văzut de unde primea el banii și, desigur, și oamenii aia din ce activități, dacă munceau sau nu. De asemenea, nu înțelegem de ce nimeni nu merge pe pista telefoanelor primite de Luiza înainte de răpire. Acum am aflat și noi, tot uitându-ne la televizor, de la iubitul Luizei, care nu a fost chemat la audieri, că Luiza, cu câteva zile înainte de răpire, primea niște telefoane suspecte noaptea. El a zis acest lucru primilor anchetatori. Atunci când fata a dispărut, băiatul a zis de atunci. Nimeni de atâtea luni nu-l cheamă să-l întrebe de acele telefoane. Toate aceste lucruri pe care vi le prezint sunt pași pentru o rețea, nu? Și, de asemenea, o întrebare cheie, cu cine s-a întâlnit Gheorghe Dincă la Craiova? Tot colega mea, Loredana Chimoiu, a aflat pe cine a sunat Gheorghe Dincă atunci când era la Craiova. În schimb, trebuie văzut și cu cine s-a întâlnit, pentru că nu cred că s-a dus acolo Ingrid Mocanu, doar așa, ca să, nu știu, să cumpere cartela aia și atâta tot. A lăsat o persoană sechestrată, da, într-un imobil la el în casă, da, care putea să facă lucruri, să fugă totuși, dacă a reușit totuși să dea telefon, și pleca așa să cumpere o cartelă. E într-adevăr șocant. Deci asta chiar ar trebui investigat și am văzut. Și unde pleca? La Craiova? Adică și pleca la Craiova, nu exact. Era în apropierea casei. Iar faptul că s-a dus să cumpere o cartelă și că el nu avea deja pregătită o cartelă, deși deja pentru el deveniseră astfel de infracțiuni de obicei, se pare, adică el era un criminal în serie. Acum, să ne înțelegem, că era Luiza, fata ucisă, că era o altă persoană, oasele alea din pădure sunt ale cuiva, că nu le-a putut identifica INML-ul, dar sunt ale unui om. Deci el a omorât un om și a dus oasele acolo. În cazanul ăla erau totuși oase umane, nu știm, ori fi ale fetei, nu ori fi ale cuiva sunt. Ori fost arse acolo, ori fost puse după, nu exact, contează. Exact, nu contează. Important cuiva, este, da, că el este un criminal în serie și pentru asta el... El sau altcineva. El sau altcineva, așa, asta e adevărat. Este sau posibil. Împreună cu altcineva, așa, exact, este. Dar de crime, ele s-au comis niște crime. Nu știm, poate cu certitudine, cine este acolo. În butoi, în pădure, prin saci, că înțeleg că mai sunt niște oase prin niște saci. Pentru că mi-am adus aminte de ceva. În afară de faptul că familia Alexandrei este absolut convinsă de faptul că, și declara Alexandru Cumpănașu, că Alexandra a fost filată înainte, deci a fost aleasă Alexandra pentru răpire, mai venise cineva, nu mai aduc aminte cine, cu teoria că Dincă își făcuse de treabă pe la groapa de gunoi și pe la cimitir și că e posibil ca de fapt să fie o înscenare, să se creadă că fetele sunt moarte și, adică să nu fi omorât pe cineva, ci să fi luat niște oase, să le fi tocat, să le fi ars acolo și să le fi plantat tocmai ca să fie pierdută urma fetelor, când și-au dat seama că de data asta au răpit fata nepotrivită, domnule
doamna. Da, e prea, e puțin cam... V-am zis că da, acum cam, analizăm orice. Pentru un astfel de personaj care am văzut cu toții cam cum arată și cam cum se comportă, este puțin cam mult, totuși. Dacă nu a fost într-adevăr angrenat într-o rețea, da, dar nu să-și ia... El. Exact, că dacă e dintr-o rețea, nu trebuie să fie el creierul. Asta spun, da. El singur mă îndoiesc că putea să aibă vreo astfel de idee, dar într-adevăr este, iar ceea ce a observat, eu am auzit-o prima dată pe mama lui Izei, da. Ce a observat femeia respectivă este relevant. Luiza a fost filmată exact înainte de a fi răpită, când vorbea la telefon, dar nu de pe o cameră fixă, ci de pe... E urmărită cu telefon. Exact. De colegii pe mei, cine, dacă pot un găsi telefon imagine cu femeia sau roșu, ceva care, cu femeia roșu, exact. Care se mișca. Exact. Deci se mișca după ea și este foarte relevant de aflat de unde a fost filmată și de unde au primit... Să fie audiată femeia în roșu. Exact, sigur. Și de unde au primit ei acele imagini, pentru că există la televizor, le-am văzut de nu știu câte ori, le vedem în fiecare zi de câteva Înțeleg, ori. Înțeleg totuși că, domnule Sabu, că acea femeie în roșu ar fi fost între timp audiată după ce au făcut la insistențele familiei lui Izei și că ar fi zis că a văzut-o urcându-se pe Luiza urcându-se în mașina lui Gheorghe Dincă și că el ar fi vrut, ea ar fi vrut și ea să meargă și pe ea a refuzat-o. Acum toată teoria ar trebui să plece de la audierea prietenului lui Izei, care spune a fost martor câteva zile înainte de răpire, de Uitați, de astea dispariție. Sunt imaginile. Să le dăm drumul să ruleze. Da, femeia în roșu, deci ca un bun cetățean ar să le dăm de să... la început, dacă vedeți? Deci da, ea, fata merge, ea camera și imaginea se mișcă după ea, da. Exact. Dar nu filmează femeia în roșu, filmează... Nu, 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 filmează cineva, dar nu este o cameră fixă. Este o cameră care se mișcă, ca și cum cineva ar filma cu un telefon. Da, în sensul ăsta. Deci nu era o cameră de supraveghere, ci este cineva o filmează. Și este de undeva, dacă vedeți bine, de la, de la un... Trotuarul de vis-a-vis, pare. Nu e pe trotuar, e la un etaj undeva. Sau chiar, da, într-o casă, să da. Vede o, să vede cumva o... Dacă vedeți așa, într-adevăr, un balcon. Într-adevăr, mama lui Izei a filmat aceste imagini pe un monitor. Însă vedem că și camera, care, camera o urmărește pe Luiza. Camera, da. Nu este un cadru fix. Iar Luiza, uite, acum focalizează pe Luiza. Exact. Luiza merge... Iar camera se mișcă o urmărește, exact. Apare în cadru următoare, apare în cadru femeia în roșu, se uită la Luiza, Luiza se uită la femeia în roșu, da. Iar după colț este locul de unde a luat-o Dincă. V-am întrerupt, domnule Savu, mai avem un minut, vă rog. Da, deci mie mi se pare că acești oameni acționau după un manual cu proceduri foarte clare și vă reamintesc că se repetă procedura a suna familia victimei atât în cazul Alexandrei, cât și în cazul Luizei, imediat după, pentru a le liniști. Deci sunt ca niște proceduri care trebuie să aibă loc. Asta procurorul trebuie să-i dea mult de gândit toată treaba asta. Sunt, de ele asta se repetă. Declinat. Probabil s-au repetat în multe cazuri. Și atunci când ai un caz de genul ăsta, te gândești că este, pentru că cei care au inventat aceste proceduri nu sunt în stare să iasă din ele. Sunt oameni care le respectă, ați văzut imediat telefon. A dispărut una dintre fete, imediat telefon să liniștească, în Elveția, în nu știu unde, în Italia, plecată, tocmai pentru a îngreuna căutarea. Deci...